Informație de ultimă oră în cazul fetei de 14 ani care a fost răpită în județul Sibiu. Polițiștii au găsit-o într-o casă din județul Brașov. Cei patru suspecți care ar fi răpit-o sunt deja audiați la sediul poliției. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne aduce toate detaliile. Bună ziua, Valentin! Fata a fost găsită după 16 ore de căutări continuă ale polițiștilor. Știm că în momentul de față minora este dusă către sediul poliției din Sibiu, acolo unde o să fie audiată, le va explica ofițerilor cum s-a întâmplat totul, cum a fost răpită. Polițiștii au găsit-o în urma unor informații pe care aceștia le aveau, mă refer aici la polițiștii din Brașov. Până în momentul de față, cei patru suspecți care sunt la sediul poliției nu au recunoscut fapta, nu au recunoscut că ar fi luat-o pe minora de 14 ani din propria casă. Știm că ei au fost prinși orele trecute de către polițiștii de la rutieră. Au văzut mașina în care se aflau și au recunoscut-o. Știau că este dată în urmărire. I-au încătușat pe cei patru și au dus la audieri. De altfel, iau în calcul ofițerii să îi rețină pe aceștia dacă vor considera că au suficiente probe încât să-i considere vinovați, să considere că ei au comis fapta. Știm că adolescenta a fost răpită în această dimineață la ora 4, atunci când patru bărbați mascați au intrat în casă și au luat-o, au urcat-o în mașina lor și au dispărut. Vă spuneam că după 16 ore de căutări a fost găsită în județul de lângă, în județul Brașov, și va fi audiată. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, nu ar avea urme de violență, nu ar fi fost agresată tânăra, însă se vor face cu siguranță mai multe verificări când